Ne întoarcem la subiectul nostru, dar înainte de a-l aborda și a vedea împreună cu dumneavoastră care sunt cele mai cunoscute mituri, să spunem, care circulă, din păcate, în mod agresiv, au circulat ele de mult, dar acum, în ultima perioadă, chiar foarte mult, atât în mediul online, am văzut în presă foarte mult, în televiziune. Aș vrea să ne uităm puțin la ce s-a mai întâmplat din punctul acesta de vedere al legislației cu privire la educația sexuală și chiar în timpul acestei pandemii, chiar în aceste izolări, probabil mulți dintre noi, majoritatea dintre noi am stat în casele noastre, ne-am văzut oarecum relaxați într-un fel față de ce se întâmplă, dar se pare că unii oameni au lucrat și nu au lucrat întotdeauna în interesul românilor, interesul copiilor. Aș vrea să ne aducem, dacă puteți să ne faceți un update despre ultimile, să spunem, noutăți legislative în acest domeniu. Deci, parcursul legislativ al acestei legi, acestui act normativ, este interesant. A primit aviz negativ din partea guvernului, a fost respins în Senat, dar Camera Deputaților este camera decizională și la începutul lunii martie, când a fost acel șoc al pandemiei, când Parlamentul și-a suspendat brusc activitatea față în față pentru că unii parlamentari erau testați pozitiv și dintr-o dată țara a intrat într-o stare de șoc. S-au închis școlile, bisericile, instituțiile și toți au fost îndemnați să stea acasă în izolare. Ei, pe acel fundal a fost inițiat un amendament la legea pentru protecția copilului, amendament care a introdus obligatoriu educația sexuală în școli, cel puțin o dată pe semestru. Pentru că parlamentarii n-au avut cum să verifice amendamentul, li s-a spus că este un amendament benefic pentru copii împrăștiați, a trecut prin votul Camerei și a fost promulgat de către președintele României. Dar imediat după ce oamenii și-au revenit din starea de șoc și au citit ce înseamnă practic acel amendament, oamenii s-au dezmeticit, cei din Parlament s-au dezmeticit, societatea civilă s-a dezmeticit, bisericile, părinții și-au început întrebările și au început mesajele de reconsiderare a acelui amendament. Așa s-a ajuns la o inițiativă de modificare a acelei legi, să se introducă educația sanitară în loc de educația sexuală și cu acordul special a părinților. A trecut prin comisiile de specialitate ale Camerei, a trecut prin plenul Camerei cu un vot covârșitor și legea este trimisă spre promulgare la președintele României. Am văzut însă că sunt mesaje trimise spre președintele României să nu promulge legea și să treacă peste dorința părinților, a bisericilor, a societății civile și să dea curs cererii unui segment anume din cadrul Parlamentului sau din societatea civilă, mai precis ONG-urile care promovează această ideologie sexuală și vor să o introducă în școli. Deci legea este la promulgare și așteptăm să vedem care va fi decizia președintelui României.